Salut, dragii mei prieteni! Sunteți la canalul Frumusețe Vârste Elegante. Pentru cei care sunt pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificări. Acest filmuleț a fost motivat de doamnele care m-au întrebat după ce am publicat pe Instagram poza mea cum eu fac sfoara. Și mă întreabă, cum sunteți, puteți să fiți așa de elastică, de plastică, la vârsta dumneavoastră, la 60 de ani? Vreau să vă spun că aceasta este o muncă de ani, de muncă nu de un an, doi, dar de mai mult de 30 de ani, de când practic sportul permanent și asta mă ajută în sănătatea mea, să mă simt bine. Căci cu vârsta nu mai tragem accentul ca să fim elastici, plastici, măcar ca asta contează. Cu vârsta noi suntem mai puternici, mai conștienți de ceea ce facem și astăzi sunt după ora de yoga și am venit aici în Părculeț și am filmat câteva exerciții cu extindere, mai mult, de extindere, de exerciții care ne ajută să ne simțim bine în zona etajului inferior. Aceste exerciții sunt binevenite și pentru bărbați, și pentru femei. Sunt exerciții care puteți face în fiecare zi, fiindcă stăm pe scaun, ne mișcăm poate mai puțin, stăm în picioare, mergem cu tocuri pe tocuri și mușchii nu sunt mușchi aparte, cum vă spun tot timpul, dar este un mușchi care se fixează pe oase și desigur că în orice zonă vom face extinderea, vom face bine pentru sănătatea noastră, pentru starea noastră de bine. Extinderea în zona bazinului, în zona etajului inferior, ne deblochează, ne purifică, ne eliberează de congestii, de acumulări în această zonă. Sunt niște exerciții de tonizare, de reabilitare, de limfodrenaj. Și vă motivez să încercați și de fiecare dată să începeți puțin câte puțin pentru a atinge o stare de bine. Vă las să urmăriți aceste exerciții care le-am practicat noi astăzi, le-am făcut la yoga. Motivez să aplicați și voi în practică sportul, să vă mișcați, să fiți activi și cu bună dispoziție. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și sunt gata să mă împart cu voi cu experiența mea de viață. La revedere și pe curând și la alte filmulețe. Uite că soarele ne bate și ne sărută cu razele lui. Acum în toamnă și afară este foarte, foarte bine. Vă doresc să vă simțiți bine, să aveți bucurii și să vă bucurați de clipele frumoase ale vieții. La revedere!